natura, faci magie din tot ce simt. Inima mea ar vrea să cânte, dar așteaptă să-i ai durite.
duci, să știi că ești acasă. Să am ce lua în grau dimineață, eu te-aș purta pe mie și o viață. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Gorjul în direct. Invitatul meu de astăzi este domnul deputat Dan Vâlceanu, președintele Partidului Național Liberal Gorj. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am regăsit. Și la mulți ani? La mulți ani. Și la mulți ani. Domnul deputat, se întâmplă multe lucruri în Gorj. Complexul energetic Oltenia este la un pas să se închidă, practic. Minerii nu au de gând să reînceapă activitatea. 5 oameni sunt în greva foamei în fața sediului CEO. Administrația a dat în judecată 10 de mineri pentru greva aceasta, care de fapt e o încetare de lucru spontană. Spuneți-mi și mie cum vedeți situația. Ce credeți că ar trebui să se întâmple acum, în așa fel încât lucrurile să reintre în normal? Este evident că situația este critică, în sensul în care deja existau informații în urmă cu, cred că ieri a apărut informație că la Rovinar mai sunt stocuri pentru 3 zile. Deci, practic, în condițiile în care în condițiile în care minerii nu intră nici mâine la lucru, există situația de a opri termocentrala. La Turceni existau diverse informații, pe care nu le-am putut verifica, dar vă spun ce spuneau oamenii, că erau declarate grupuri în avarie, pentru că nu aveau cărbune suficient. Deci situația stocurilor este una destul de sensibilă în momentul ăsta. Vreau să vă spun de asemenea că am interesat și Timișoara, la fel, poate rămâne fără apă caldă și căldură, pentru că lua cărbune de la Complexul Energetic Oltenia pentru Colterm. Craiova poate rămâne fără apă caldă și căldură, pentru că știți că și ei iau cărbune de la CEO. La Motru, înțeleg că situația a fost rezolvată pentru moment, dar ea poate reapărea oricând. În condițiile în care livrări nu se fac, vă dați seama, se termină cărbunele, oamenii nu intră la lucru, atunci și dacă ei vrea să mai rezolvă, nu mai de unde îți dai cărbune. Nu, deputat, păi administrația, în loc să încerce să rezolve problema, parcă se răzbună pe salariați. Ce înseamnă chestiunea asta cu darea în judecată? Să știți că din punctul meu de vedere, aici vina este împărțită, în sensul în care există câteva solicitări ale minerilor care nu mai țin de administrație. Și aici mă refer la acea taxă de 2%, care este prin ordonanță de urgență și ține de guvern. Noi nu vorbim de cerințele astea. Sunt într-adevăr ale celor care se află în greva foamei acum, în mod special. Și a celor care n-au intrat la lucru și până acum. Da, spuneau să se elimine acea taxă de 2%. Da, dar pentru ei primordială a fost creșterea salariilor. Creșterea salariilor au doleanțe în legătură cu legea pensiilor, în legătură cu condițiile speciale, astfel încât să poată să iasă mai repede la pensie. Și alte solicitări, voucher de vacanță și așa mai departe. Eu vreau să vă spun că din punctul meu de vedere a fost și este nevoie de prezența ministrului, pentru că oamenii, de fapt, cer anumite lucruri în urma măsurilor pe care guvernul le-a luat până acum. Și am să detaliez puțin. Cer vouchere de vacanță pentru că, iată, există categorii de bugetari care le primesc. Cer majorări cu 45% pentru că au fost categorii de bugetari care le-au crescut salariile cu acest procent. Și atunci oamenii vin și spun așa. 25% anul trecut, am înțeles că și anul ăsta. 25% anul trecut n-au prea fost 25% că s-au transferat contribuțiile. Da. Dar oricum sunt categorii de bugetari și vă dau numai un exemplu pe care oamenii din cariere mi-l tot spun. Când a ajuns o femeie de servici și fără sens peorativ și un șofer dintr-o primărie să ia aproape 4.000 de lei. Iar în CEO sunt 1.000 de oameni care câștigă minimul pe economie. Și se compară munca pe care o face unul sau altul.
Nu, nu se compară. Iau voucher de vacanță. Iau norme de hrană în primărie. Și minerii, normal că vin și se compară. Ei au rămas și fără acele bilete de tratament. Bineînțeles, au rămas fără o grămadă de lucruri pe care facilități, da. Sigur, pe care nu le mai, de care nu mai beneficiază. Și atunci vin și spun așa, tu, stat român, care ai oferit banii ăștia anumitor categorii de salariați, la mine, la CEO, unde tot statul este acționar majoritar. De ce nu mi le dai? Mai ales că, vreau să vă spun următorul lucru, să știți că minerii sunt conștienți de faptul că, cel puțin în această perioadă, sistemul energetic național stă pe spatele lor. Și dacă ei nu mai doresc să-l țină, da, în funcțiune, nu mai țin în funcțiune. Adică pentru oamenii ăștia care au o responsabilitate, da, sau munca lor este măsurabilă și în termen de siguranță națională, nu găsești resurse să le majorezi salarii. Atenție, la complexul energetic Oltenia n-au mai crescut salarii de 10 de ani. Ei, se laudă actualul management. Da? Se laudă că au crescut la unul și la altul. Da? Nu dă o 300 acum, 3-400 mâine, nu așa. Nici măcar nu s-au văzut pile. Acele nu pe pile. Pentru că a fost inflația, cum spune și noastră, sau au beneficiat doar câțiva. Dă-i lui ăla 3 clase, că le-am noi la partid. Dă-i și lui ăla 2 clase, că a vorbit nu știu lider de sindicat. Nu. Vorbim de creșteri salariale făcute în modul cel mai formal și legal posibil. Deci, ce părere aveți despre faptul că administrația i-a dat în judecată pe oameni? Este cea mai proastă decizie pe care puteau să o ia. Este cea mai proastă decizie, este fără precedent. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Gândiți-vă că... Credeți că e o formă de intimidare? Asta au încercat în prima fază, pentru că amenințările au început de ieri. Da. Ori mergeți la lucru, ori vă arătăm noi vouă, vă dăm în judecată, vă facem plângeri penale pentru sabotarea sistemului energetic național și așa mai departe. Numai că oamenii nu se sperie. Ba din contră, nu faci decât să tensionezi și mai tare conflictul. Da, au o contrareacție. Absolut. Se mărește numărul celor care intră în greva foamei. Este fără precedent. Și știți de ce este fără precedent? Pentru că întotdeauna când o masă mare de salariați au nemulțumire sau mai multe nemulțumiri, un responsabil vine, discută cu ei, încearcă să rezolve, face o negociere și încearcă să rezolve măcar parte din nemulțumirile oamenilor. În momentul în care tu, în loc să vii să discuți cu oamenii, și aici mă refer la ministru, alegi calea de a-i obliga să lucreze, da? Adică nu mă interesează ce probleme aveți voi, dar vă oblig cu judecătorul să lucrați, da? Da? Da. Sună mai mult să vă spun, apucături dintr-o epocă care nu credeam că mai poate reveni în România. Totuși suntem într-o țară europeană. Nu, asta ați luat cumva legătura cu domnul Bozda? Nu, în acest moment, în perioada asta nu. Veți lua, veți încerca să... Eu am făcut o conferință de presă în care am încercat să, pe lângă faptul că le-am solicitat celor din minister și conducerii complexului să retragă acea acțiune împotriva oamenilor și să se angajeze că nu vor avea de suferit cei care au protestat, am încercat să le spun oamenilor și ce pot eu face. Da, pentru că nu-i de ajuns să vii să spui, uite, ăia-ți de vină. Bun, și care tu ca soluția? Parlamentar, tu ca deputat, ce poți face pentru a rezolva măcar parte din solicitările oamenilor? Și din punctul ăsta de vedere am subliniat faptul că noi, Partidul Național Liberal, am depus o solicitare la Avocatul Poporului să atace la Curtea Constituțională această ordonanță prin care este instituită taxa de 2%, pentru că asta este una dintre problemele pe care oamenii le-au ridicat, și de asemenea să mă angajez că la începutul sesiunii parlamentare voi relua o inițiativă pe care am avut-o și atunci când s-a discutat legea pensiilor, ca toți minerii din complexul energetic Oltenia să beneficieze de condiții speciale astfel încât să iasă la pensie la 53 de ani, așa cum ei solicită. Și din punctul ăsta de vedere, astea sunt lucruri pe care un parlamentar, da, le poate face. Sau, mă rog, partidul din care fac parte le-a putut întreprinde. Am să-l rog pe colegul meu să ia legătura cu un fost director în minerit. Este vorba de domnul Ion Răuț, care a lucrat în resursele umane, a fost directorul resurselor umane. Să vedem cum vede problema asta de acționare judecată a minerilor.
Să trecem un pic mai departe. Spuneați că ați apelat la Avocatul Poporului. Da. Ați, știu că aveți mai multe acțiuni acolo. Da, la Avocatul Poporului am făcut o solicitare să atace. Așteptăm răspunsul în termenul legal, prevăzut de lege. După care, dacă nu avem un răspuns afirmativ că va ataca la Curtea Constituțională, vom iniția o acțiune în instanță prin care, cu obligația de a face, astfel încât instanța să-l oblige pe Avocatul Poporului să conteste la Curtea Constituțională această ordonanță 114, care este vădit neconstituțională. Revenim la această problemă. Cred că a răspuns domnul Răuș la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Domnul director, invitatul meu de astăzi este domnul deputat Dan Vâlceanu, președintele PNL Gorj, și v-am sunat, având în vedere că dumneavoastră ați fost directorul resurselor umane din companie. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această acțiune a administrației CEO de acționare în judecată a minerilor care participă la protestele din ultimele zile? În primul rând, dați-mi voie să instalez legătații de voi dumneavoastră, pe dumneavoastră și pe dumneavoastră. În primul rând, dacă ne ducem pe această latură a legalității, a legii din stății, trebuie să remarcăm următorul lucru. Oamenii aceștia protestează pentru că au de nemulțumit. De acolo trebuie să plecăm, de la fundament, să vedem dacă aceste nemulțumiri sunt sau nu legitime. Părerea mea că ele sunt absolut legitime și am văzut că se greșește foarte mult în discuțiile publice, lucrându-se, ca să zic așa, pe zona semanticii. Aș da un exemplu, domnul secretar de stat amenință oamenii. Da, vreau să vă întreb și despre asta, da. Și aceste amenințări au făcut în conjurul țării, fiind prezent pe declarațiile dânsului, fiind prezent pe știri legate de această declarație care au rulat cu dosierele televiziunilor naționale, și iată, ne împiedicăm de terminologie. Domnul secretar ne privilegiază, iar nu amenință. Păi, haideți să luăm chiar declarația dânsului și să vedeți că amenință, pentru că a pune organele statului pe oamenii care protestează nu e nimic altceva decât o amenințare. Vroiam să vă întreb, domnul Răuș, numai o secundă, vroiam să vă întreb dacă această acțiune va avea și un final negativ asupra oamenilor. Adică, cum credeți că se va finaliza această acțiune și dacă ea are vreun rost sau se bazează pe ceva legal? Nu, această acțiune nu poate avea un efect neanesteș asupra oamenilor, pentru că vizează, iată, în două faze procesuale. O primă etapă, o ordonanță prezidențială, fără să se discute fondul și fără citarea părților, să se dea o soluție poate de încetare a grevei, dar aici suntem deja într-un nonsens, pentru că eu nu știu că există grevă, știu de niște încetări de lucruri spontane. Dar să admitem că ar putea da asta. Abia din acest moment este în discuție cine se identifică ca fiind greviști. Conducerea întreprinderii în situația în care anumit părâțul, pentru că orice... A fost și o listă. Părâți sunt vreo câteva zeci de angajați. De la Jilț Nord, Sud... Asta e deja prima problemă în materie juridică. Cum adică câteva? Eu știu că sunt vreo câteva mii. Da, deci au dat câteva zeci. Am văzut o listă care a apărut în presa locală. Pe ce criterii, cum i-au stabilit pe... Dumneavoastră lor știu. Deci, mai mult decât atât, dacă instanța îi are ca părâți pe acești oameni, în opinia mea, n-ar putea da o soluție decât în o poziție, în o pozabilitate cu acești
oameni, adică ăia care sunt nominalizați acolo de conducere, să meargă la lucru și ceilalți, 8.000 și cât mai rămân, ce se întâmplă, pentru că lor nu le este... Deci credeți că este o acțiune... Credeți că este o acțiune disperată a administrației? Da, o acțiune disperată și fără substanță juridică și fără clarificarea până la urmă a intențiilor, pentru că, revin, oamenii ăia sunt nemulțumiți. O nemulțumire care trebuie analizată în fond, acolo, la fața locului. Este ea legitimă? Eu spun că este ultra-legitimă și rezultă poate și din niște lucruri pe care le-am văzut în spațiu public. Oamenii spun, ne-a ajuns cuțitul la os. Păi dacă ne-a ajuns cuțitul la os, pe unde a putut trece cuțitul ăsta? N-a trecut cumva și prin piele și prin carne? Iar domnii Boza și liderii de sindicat, Fișan, care se afișează săptămânal prin Gorj, sigur, în vizită și la domiciliu, nu numai pentru problemele Gorjului, problemele CEO-ului. Deci, odată ce au fost acolo alături de oameni, n-au văzut toate aceste momente de-a lungul timpului. Și aceste semnale, da. Eu sincer vă spun, intuiam că se va ajunge la acest moment, încă de la acele minciuni care s-au crezut deștepte, din perioada pre-negocierilor contractului colectiv de muncă și din perioada negocierii contractului colectiv de muncă. Atât de cinici au fost cei care au stat la masa negocierilor, încât n-au găsit soluție să nu scadă, de exemplu, două sporuri, cel de carieră și cel de periculozitate, care vizau strict oamenii care se luptă cu noroaiele din cariere. N-au o legătură cu alte categorii de salariat, deși eu nu sunt adeptul, folosesc doar cu titlul de exemplu, nu sunt adeptul a ceea ce încearcă Vișan și Boza acum, spunând, știți, o să găsim niște soluții să dăm niște măriri la muncitori și nu și la TESA. E o precizare tâmpă, o precizare care n-avea niciun rost. Dacă e de transmis și de găsit o soluție, trebuie să fie clară, concretă și să fie cumva admisă, acceptată de oameni. Asta este ce s-a întâmplat acum. Eu vă mulțumesc. Nu îndemnul la dialog. Atenție că și în domeniul ăsta se face o mare greșeală în spațiu public. Toată lumea vorbește de dialog. Păi faza dialogului este depășită în momentul când s-a ajuns la proteste. Formulele de dialog, prevăzute și în legea 62, și dacă vreți, și în orice succesiune de faze, este anterioară ajungerii la protest. Când am un protest în față, nu mai există calea dialogului, există calea soluției pe care o găsește partea aia care trebuie să o găsească. Respectiv, administrația, ministerul, însă acum, vreau să vă spun că după ce s-a întâmplat ieri, ministerul și administrația complexului nu mai sunt legitimi în fața oamenilor, pentru că nu au venit cu o soluție nici măcar apropiată de doleanțelor lor. După am înțeles. Pe tot contextul ăsta, pe toată importanța momentului, pe toate riscurile care există vis-a-vis și de funcționarea sistemului energetic național, partenerul care ar putea eventual să dea o soluție conflictului este, în opinia mea, guvernul României. Numai acolo se mai poate găsi eventualul partener. Eu vă mulțumesc mult, domnul Răuț, pentru precizările dumneavoastră. Cu siguranță, într-o dată viitoare, poate ajungeți în Gorj și voi avea plăcerea să vă invit la această emisiune. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru intervenție. Cu multă plăcere și când va fi posibil vom dezbate atent toate aceste chestiuni, pentru că o ultimă precizare vreau să fac. Indiferent că acest moment va trece într-un fel sau altul, problemele care nu vor fi rezolvate sunt în continuare o sursă foarte mognită de a avea din nou și din nou probleme. Și rezolvarea lor
poate nu se face într-o zi, dar se poate începe într-o zi. Da, vă mulțumesc. Aia, din punctul meu de vedere, trebuia să fie deja ieri. Vă mulțumesc mult încă o dată. La revedere. Deci, domnul Vâlceanu, calea de dialogul a trecut. Aș putea spune că n-a trecut. Oamenii încă așteaptă ministru, așteaptă un responsabil din partea guvernului să vină să discute cu ei. Și din punctul meu de vedere, probabil observați că toți oamenii cu care discutați au același punct de vedere. Dom'le, nu trebuia să ajungă la instanță. Nu, da, asta este calea. Că, da. Pentru că, practic, dovedești că nu-ți pasă despre doleanțele oamenilor. Și tu te duci de la instanță și le spui, hai, la muncă. În alt ordine de idei, credeți că dacă cei 50 de salariați dați în judecată cu DCO merg la locul lor de muncă, va funcționa cariera? Păi nu, că doar ei vor fi obligați să se întoarcă la muncă. Exact ce a zis. Sau mai mult decât atât. Și dacă nu merg, da, nici aia 50, ce vei face? Îi arestezi? Păi, am înțeles că prin carieră chiar se amenință cu pușcăria acum. Vă și chiar din partea liderilor de sindicat. Și vă dați seama la ce s-a ajuns. Da. În condițiile astea, nu era un gest de responsabilitate, în primul rând, ca ministrul energiei să vină să discute cu oamenii, având în vedere că vorbim de sistemul energetic național și de siguranță energetică națională? Și dumneavoastră, domnul ministru, a venit ieri și a plecat. Dacă primul ministru vede că lucrurile din partea ministrului sunt tratate așa, unde e? Vorbim de siguranță națională, da? Și acolo trebuie să vezi și primul ministru. Ar fi trebuit totuși să vină în județ, da, și să vorbească. Adică cu dacă vezi că ai un ministru, dar care credeți că îl demiți și vii tu. Da. Dacă ești prim-ministru, îl demiți pe ministrul ăla incompetent și irresponsabil și vii tu prim-ministru, rezolvi problema și numești un ministru care știi că poate gestiona astfel de situații. Oricum, nu, niciodată, dar niciodată, n-am crezut că o să ajungem în România ca oamenilor să le fie refuzat drepturile la demnitate. Pentru că vorbim de oameni care le stau în nămol toată ziua să dea cărbune, astfel încât noi să avem curent, să facem emisiunea asta, da? Da. Și alți oameni la rândul lor să se încălzească și așa mai departe. Deci, dumneavoastră spuneți, susțineți că dacă ar veni cineva de la București din guvern, dacă nu ministrul, Anton Anton, cred că nu o să... Sunt două lucruri care trebuie să se întâmple. Să vină un responsabil din guvern, da, ministrul sau primul ministru, să discute cu oamenii și după aceea oamenii să vadă o schimbare. Oamenii într-adevăr să vadă o schimbare, nu promisiuni. Corect. Oamenii vor opri protestul și vor spune, ok, avem încredere, am vorbit cu primul ministru sau cu ministrul, da? Vor aștepta o perioadă în care vor vedea dacă începe să se întâmple ceva și bun și pentru ei. După care, sunt convins că dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, vor face iar un protest. Și atunci, nu știu cine ar putea să vină. Ei, mai mult decât s-a întâmplat acum, doar, Doamne ferește, să nu se oprească termocentralele. Sper să se rezolve problema asta până gândiți-vă atunci. Că suntem acum într-o situație critică în care chiar s-ar putea opri termocentralele dacă nu este dezamorsat conflictul. Domnul deputat, să zicem că vine cineva de la București, de la guvern și într-adevăr reușește să-i convingă pe salaria să se întoarcă la slujbă. Cum credeți că se vor desfășura lucrurile după ce s-a întâmplat, având în vedere amenințările care au avut, care sunt, se fac în cariere, începând, iată, chiar de la domnul Vișan în jos, sau de la liderul de sindicat în sus. Deci salariații sunt presați, sunt amenințați. Dacă acest conflict încetează, cum vedeți că se vor desfășura lucrurile? Vor avea de suferit într-adevăr cum sunt amenințați angajații aici, nu? Eu cred că nu. Pentru că dacă se ating măcar de un om, vă dați seama că pe acel om îl vor urma toți. Absolut toți. Și sunt convins că nu numai salariații CEO, și eu, și dumneavoastră, și colegii, toți vom reacționa în momentul în care un om va suferi repercusiuni pentru că a avut demnitatea să protesteze. Da? Suntem totuși într-o țară europeană în care libertatea de exprimare și de acțiune sunt garantate prin Constituție. Și indiferent ce amenințări primesc oamenii, trebuie să știe lucrul ăsta.
Domnul Ceanu, credeți că e nevoie de o schimbare a liderilor de sindicat? Reîmprospătare a... Să știți că nu... eu am încercat să mă țin departe de a fi mediator într-un conflict de muncă. Nu e sarcina mea și nici a altor politicieni. Nu, dar văd că salariații se dezic de liderilor. Salariații se dezic de liderilor și tot ei îi pot schimba. Da, aici depinde strict de ei. Pentru că uitați-vă, în momentul de față, rolul primordial al liderului de sindicat, care trebuie să fie care trebuie să reprezinte salariații în fața ministerului, în speța asta, sau a conducerii complexului energetic Oltenia, a devenit inexistent. Adică oamenii nu vin și spun liderul ăsta de sindicat nu ne reprezintă, sindicatele astea nu ne reprezintă și dacă vreți să opriți conflictul ăsta iscat, trebuie să vorbiți cu noi, cu toți. Da, seara la emisiunea lui Victor Popescu a fost un salariat de la Roșia și spunea, domnule, așteptăm și noi cineva, pe cineva care să ne îndrume, dar nu actualii lideri. De asta v-am întrebat dacă cumva e nevoie de o schimbare și în organizațiile județene de sindicat. Dacă e nevoie de schimbare, oamenii trebuie să spună asta și să acționeze în sensul. Pentru că se poate rezolva imediat. Sau e mai bine să rămână și să acționeze ca o masă? Nu, așa cum nu, fac acum. Tocmai asta vă spun, că în momentul de față, dialogul social dintre sindicat și conducere nu există. Adică el poate exista, dar nu ajută cu nimic la oprirea protestului, căci cei de la sindicate care se află acolo sunt practic repudiați de salariați, de cei care pe care trebuie să-i reprezintă. Și practic nu reprezintă pe nimeni, se reprezintă pe ei în momentul de față. Da, și ieri la negocieri la București am înțeles că liderii nu și-au asumat și am văzut pe Facebook, ce se întâmplă la CEO. Am văzut pe Facebook o filmare dintr-o sală de apel în care era domnul Dobrițanu, directorul miniere, în care în momentul în care s-a pronunțat sindicate, pur și simplu oamenii au început să huiduie. Asta arată practic faptul că sindicatele de acolo, nu știu de la ce carieră era discuția, nu mai reprezintă oamenii care acum protestează. Adică și dacă ar negocia ceva sindicatele, oamenii ar refuza propunerea sindicatelor. Păi ce și-au făcut? Că am înțeles că memorandumul încheiat ieri n-a fost semnat de liderii de sindicat și nici n-au ajuns la o înțelegere cu salariații. Așa spuneau liderii, că acum vin, prezintă oferta... Nu vreau să se înțeleagă nici cum că consider inutile sindicatele, nu. Sindicatele trebuie să existe. Dar nimeni n-a spus asta, e nevoie, cum să este nu? Mai nevoie, mult dialogul social așa se face, dialogul social din punct de vedere legal, ăsta este între sindicate, lideri de sindicat și conducerea companiei, minister și așa mai departe, dar la situația asta s-a ajuns și pentru că de-a lungul timpului au fost... diverse momente în care pur și simplu liderii de sindicat nu mai vorbeau și nu mai spuneau lucrurile pe care oamenii le așteptau să le spună și mi-aduc aminte despre momentul în care am sesizat public situația condițiilor de muncă din carieră și liderii de sindicat au venit și au spus dar ce, vor să le uscăm nămolul cu feonul? Da. Sau ce vor să facă, să le dăm umbrele? Adică, un fel de miștocăreală, da, scuze ascultătorii. Da. Vreau să vă spun următorul lucru. Toate filmările de pe Facebook nu au făcute de mine sau de dumneavoastră, au făcute de oamenii care și oamenii își spuneau nemulțumirile. Primii care trebuiau să asculte și să înțeleagă că trebuie să înceapă demersuri erau lideri de sindicat. Da. Lideri de sindicat în ultima perioadă, din păcate, s-au ocupat cu totul și totul de alte probleme și nu de colegilor. Adică eu nu neg faptul că mediul sindical poate discuta și despre siguranța energetică națională și despre strategie energetică națională, despre mix energetic și așa mai departe. Dar faci asta după ce ai rezolvat pe cel de lângă tine. Adică nu poți să discuți numai despre asta și să înjuri pe toată lumea care se ia de director. Atenție! Da, sindicalistul, s-au făcut liderii, da? Da? Și în același timp, oamenii pe care tu îi reprezint să-ți zacă în nămol. Da. Domnul deputat, spuneați ceva mai devreme de libertatea de a vorbi, de a transmite.
În 2011, greva, cum să zic, în 2011 s-a modificat codul muncii, cred că știți despre ce vorbesc, greva e ilegală. Nu ar fi nevoie totuși, tocmai pentru ca oamenii să aibă voie, fără să se întâmple să ajungă în instanță pentru treaba asta, până la urmă face grevă, e un drept. Nu credeți că ar fi nevoie de o modificare legislativă în sensul ăsta? Adică să revenim la normal. Sunt mai multe... Pentru că din 2011 greva este într-adevăr ilegală dacă ai un contract de muncă colectiv. Este nevoie de mai multe modificări. Vreau să vă spun că... Tocmai pentru a reda oamenilor libertatea de a face grevă, când sunt nedreptățiți. Am avut o discuție cu centrale sindicale de la nivel național și aici mă refer la reprezentanți, domnul, a fost domnul Hosu, a fost reprezentanții ai BNS, probabil. BNS și a fost domnul Hader, la discuție, mai mulți lideri sindicali din centralele naționale. Și am avut o discuție referitoare la modificarea codului muncii și a legii dialogului social. Vreau să vă spun că la momentul respectiv exista pe site-ul Ministerului Muncii o lege a dialogului social despre care, pusă în dezbatere publică în ghilimele, despre care, de exemplu, liderii naționali aici, din centrale sindicale habar nu aveau. Și îmi spuneau, domnule, dacă este vorba despre ce am auzit noi, nu suntem deloc de acord cu ce vor să facă. Deci, vorbeați de acea modificare care... Nu, este acum. Au de gând la minister să modifice legea dialogului social și au venit cu o variantă pe care sindicatele, centralele sindicale n-o le cunosc. Resping din start, dacă este vorba despre ceea ce cred ei, că nu o cunosc în detaliu. Dumneavoastră o știți? Știți despre ce schimbări... Există o lege pusă pe site, eu am văzut o modificare, variantă, dar, să vă spun... În condițiile în care cei care beneficiază de ea o resping în totalitate, nu o poți aplica. Aici este o mare problemă. În ultimii ani de zile, legile s-au făcut repede. Ne trebuie acum. Fără un dialog, fără o dezbatere publică reală, fără a face studii de impact. Dar și s-a întâmplat așa. Mai puțin, să știți, nu chiar așa. S-au schimbat peste noapte codurile penale, de exemplu. Deci tot se întâmplă repede multe lucruri. Nu, nu e adevărat. La codurile penale și codurile procedură penale a existat o comisie parlamentară care a lucrat pe ele. Deci, în fine, să nu divagăm. Totul altceva, da. Da. Dar acum gândiți-vă că s-au luat măsuri drastice care au schimbat în totalitate un sistem. Gândiți-vă la transferul contribuțiilor. Da, și asta s-a întâmplat și n-am înțeles nici acum. De ce? Și la ce a fost nevoie? Da. Sau alte legi. Au dat peste cap un întreg sistem. Exact. Fără un studiu de impact, fără... Chiar vorbeam cu cineva, în minerii, de fapt, majorările astea, odată cu schimbarea... Transferul contribuțiilor, dar, de fapt, a au fost niște micșorări cu vreo 15%, am înțeles, ale fiecărui salariu. Da, pentru că știți ce s-a întâmplat în CEO? Ei merg pe variantă de buget aprobat de AGA, de minister, da? Și în momentul în care s-au transferat contribuțiile, n-au putut majora fondul de salarii, astfel încât să le dea oamenilor... Au majorat doar minimul pe economie. Da, atunci s-a majorat și... Exact. Da. Mi-aduc aminte, cred că am și scris. Și atunci au fost mulți salariați care au pierdut. Deci, ce așteptări aveți de la avocatul poporului? Credeți că va face modificarea asta, va schimba cursul istoriei, ca să spun, există cu taxa de 2%? Până acum avocatul poporului n-a procedat la contestare la Curtea Constituțională niciodată. Spuneați că ați avut multe da, astfel de sesizări. Da. Da, și sesizări. Niciodată, dar acum... ca și la transferul contribuțiilor, este clar o reacție din aproape toate medii. Și toată lumea spune că e vădit neconstituțional. Rămâne de văzut dacă avocatul poporului este doar al actualei guvernări, PSD și ALDE, sau este al poporului. Da. Căci poporul român nu înseamnă numai votanți PSD și ALDE. Domnul deputat, o să începeți sesiunea, nu? Da, cam... în februarie. Ce planuri aveți? V-am mai întrebat. Să știți că am înțeles din ce a comunicat ministrul de finanțe că sesiunea va începe cu bugetul. Gândiți-vă că suntem în 15, da? Și noi nu avem un buget, nici măcar adoptat în guvern. Nici nimeni nu știe cum va arăta bugetul, deși el trebuia adus la Parlament maxim la 15 noiembrie. Suntem în 15 ianuarie și nu știm nici măcar ce are de gând guvernul. Sunt atâtea și atâtea probleme de rezolvat
Este clar că din punct de vedere al construcției bugetului există probleme, în sensul în care nu pot să se încadreze în deficit, nici măcar după ce au luat toate măsurile de taxare. Care era deficitul stabilit? 3% este 3%, da. Acel deficit stabilit prin tratatul de guvernanță fiscală la nivel european. Rămâne de văzut cu cât am închis, cu ce deficit am închis anul trecut, pentru că la un moment dat, în 25 ianuarie vor fi publicate, sau există obligația de a publica execuția și pe ultima lună și pe tot anul, practic, din 2018. Dar noi până acum nu știm și nu avem date oficiale. A apărut o informație pe Ziarul Financiar la un moment dat că deficitul calculat la momentul la care apare informația este 5% din PIB, aproape 48% din PIB. Aproape dublu. Da. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Oricum, gândiți-vă că de bugetul național, de legea bugetului, depind toate consiliile județene, toate primăriile, companii de stat, programe din sănătate. La momentul ăsta nu poți, primăriile sau alte entități nu au nici măcar banii de salariu, pentru că salariile au crescut de la 1 ianuarie 2012 și a 12-a parte din bugetul anului trecut nu este suficientă pentru a plăti salariile valabile acum. Din 2018 da, au crescut. Au crescut și de la 1 ianuarie 2019 au mai crescut. Am spus 2019. Deci la 1 ianuarie 2019 au crescut salariile și neavând un buget trebuie să aplici a 12-a parte din bugetul anului trecut. Dar nu ai banii, pentru că salariile din ianuarie 2019 sunt mai mari decât cele din ianuarie 2018. Ce consecințe 2018? Vor fi? Cine știe? Când nu va fi aprobat după dumneavoastră? Când va fi... Păi asta vă spunea ministrul, spunea că încearcă să adopte în guvern, să facă toate formalitățile, astfel încât în momentul în care va începe activitatea Parlamentului, adică în februarie, să poată să-l aducă la Parlament bugetul pe 2019 și el să fie adoptat. Vom vedea ce se va întâmpla. Deocamdată alte informații n-are nimeni decât pe surse și pe surse, știți cum e, dacă nu pot verifica. Vreo interpelare în legătură cu problema CEO veți face? Am făcut atâtea și atâtea interpelări și până acum întrebări și interpelări și la Ministerul Muncii și la Ministerul Energiei în legătură cu condițiile de lucru, cu grupele de muncă. Am avut inițiative legislative în legătură cu mixul energetic și acea lege a holdingului pe care am retrimis-o la Comisia de Industrie pentru că vreau să o respingă. Ajunsese în plen și vreau să o respingă. Am cerut retrimiterea pentru 2 săptămâni la Comisia de Industrie, astfel încât ea să fie regândită, da? Să fie îmbunătățit ce nu a fost bun și să fie adoptată, pentru că cel puțin noi gurgenii, Complexul Energetic Oltenia, are nevoie de această lege a holdingului. Din punctul meu de vedere, soluția pentru ca energia pe cărbune să poată rezista taxelor, certificatul de CO2 și așa mai departe, este legată de mix energetic. Din păcate, a trecut un an jumate de atunci, acea lege este încă la Comisia de Industrie și măcar n-a fost dată în dezbatere. Și asta ne dovedește că nu prea au de gând să o discute. O să iau legătura cu colegul meu, Virgil Popescu, deputat de Mehedinți, care face parte din Comisia de Industrie, și să încercăm să forțăm cumva ca această lege să fie discutată. Pe de altă parte, există și riscul să o discute, să o trimite la plen și să o respingă. Deci vedem care e varianta cea mai bună, să avem un dialog cu majoritatea parlamentară, astfel încât să înțeleagă că sistemul energetic național are nevoie de această lege a holdingului. Și noi trebuie să funcționăm așa cum până atunci, funcționează și alte țări, cum e Germania. E adevărat. Domnul Vârceanu, ce să mai vorbim de legea holdingului? Păi ce o caută să se împrumute de 500 de milioane pentru a cumpăra certificatele, fără de care la 1 aprilie s-ar putea să rămână fără autorizație de... Haideți să spunem că anul ăsta se împrumută și le cumpără. Ce va face la anul? Păi nu, și problema e că se împrumută, dar rata și dobânda și asta ajunge la o valoare... Adică ambele, da, așa ajung la o valoare cam pe jumătate din toată valoarea salarială, din toată jumătate din fondul de salarii acum se duc pe... E adevărat, dar gândiți-vă la un lucru, faci un efort, rată și reziști un an, da? Faci lucrul ăsta și reziști un an. Eu cred că salariații, nu angajații, mai ales cei care se
sunt acum în, și protestează, nu cred că vor fi de acord să mai reziste ei în condiții... Nu, dar nu spun să reziste ei. Spun compania, n-am sau? Da. Compania face un efort, ia un împrumut, plătește anul ăsta. Ce va face la anul dacă nu facem nimic? Credeți-mă, singura variantă, pentru ca sistemul energetic național să reziste, practic, este mixul energetic. Altfel, într-un fel sau altul, energia pe bază de cărbune se va stinge. Și atunci ce faci? Importăm? Nu avem nici măcar capacitate de interconectare să importăm atâta energie cât ai nevoie dacă iese CO din sistem. CO, vânătoare, așa mai departe. Spunea cineva că chiar e de dorit ca CO să iasă din sistem, că sunt mulți care ar vrea să-i ocupe această cotă. Nu ai cu cine să înlocuiești. Aici e problema, ce pui în loc? Că nu ai nimic să pui în loc. Deci dacă mâine CO nu mai e... Și-a arătat încrezător că spunea, dacă se întâmplă să se oprească, încercăm cu hidro să acoperim cererea. Nu există. De... Da, așa spune. Credeți-mă, am avut situații... Că ar umbla la rezerve, dar eu cred că rezervele sunt deja... Am avut situații în care, săptămânile trecute, în care importam 1550 de megawatți. Da, pe să cred 1500, că maximul capacității de import este undeva la 1700. Deci dacă CEO mâine oprește, nu ai ce să pui în loc. Vă garantez deci, lucrul situația ăsta. Este situația este critică. De gravă. Da. Suntem în... și lucrul ăsta nici măcar ei nu l-au mai ascuns. Că toți au spus și Boza și ceilalți. Dom'le, suntem într-o situație critică. Și nu numai CEO. Sistemul energetic național. Ori în condițiile în care tu știi asta și vezi atâtea nepăsare la ministru, la prim-ministru, atâta irresponsabilitate. A fost o pană de curent generată de un blackout în Turcia acum câțiva ani și de câteva ore, 7 ore sau 6 ore, ceva de genul ăsta. Și s-au pierdut undeva la 6 sau 700 de milioane de euro. În câteva ore. Cine a plătit pentru pana aia? Nu a plătit nimeni. Nimeni. Despre asta e vorba. Da. Gândiți-vă că să repornești grupuri energetice, odată ce rămân fără cărbune, nu e o procedură... E extrem de costisitoare. Și costisitoare și e greu să refaci stocuri, să, adică să apuci să ai iar fluxul normal de lucru. Vedeți, domnul deputat, tot timpul au spus că există stocuri de cărbune, că sunt asigurați, dar uitați, în câteva zile nu mai au. Nu. Unde sunt stocurile? Sau unde sunt banii din energia vândută, că au fost prețuri bune? Eu am o informație acum, nu știu dacă e adevărată. Așa. Trebuie să o verific oricum, voi face o întrebare la ANR. Că pe piața de echilibrare... hidroelectrica a vândut megawattul zilele trecute 1000 de lei. 1000 de lei. Știu că erau bani. Era 650 pe Ocom, dacă intrați pe PZU, o să vedeți că prețul a depășit 600 de lei pe megawatt. Păi, da, să spun că sunt prețuri foarte bune. Deci, vă dați seama. Și în condițiile astea, asta se întâmplă, pe de o parte s-a întâmplat după ce a fost introdusă taxa asta de 2%. E clar că nu dai cum. Trebuie să scoți costurile, da? După aceea, pentru că energia pe cărbune n-a mai putut livra în sistemul energetic național din lipsă de cărbune cantitatea necesară și atunci ai fost nevoit să importi, da, și atunci prețul a crescut. Și faptul că există tot felul de informații, da, cu privire la modul în care se va plafona prețul la energie. Și atunci există trader sau, mă rog, care iau energie din România și o vând afară, pentru că la aia nu se plafonează, la ce vinzi în exterior și ce importi nu se plafonează prețurile. Da. Lucru care s-ar putea să întâmple și la gaze, exact același lucru, adică cei care, producătorii de gaze și traderii de gaze, să exporte gazele din România și să aducă gaze din Rusia să le consume în România, pentru că la astea nu se aplică aceste taxe sau plafonarea prețului. După părerea dumneavoastră, cum credeți că se va termina acest conflict? Aceste proteste? Este când de dorit, fi... în primul rând, ca acest conflict să fie finalizat în timp util, astfel încât sistemul energetic național să nu aibă de suferit. În alte ordine de idei, nu-l văd finalizat decât prin prezența ministrului sau a primului care ministru. Care să facă ce, domnul Vulcean? Să discute cu oamenii, să vină aici să discute cu oamenii, să arate că îi pasă, da, și că nu îi tratează cu prioritate. Da, și chiar dacă arată că îi pasă, oamenii au nevoie de bani. Asta vreau să vă întreb. Așa credeți este. Că CEO are posibilitatea să le acopere cerințele? Adică 45%
Eu nu cred că oamenii țin morțiși de cele 45%. Eu cred că da, că alții au cerut chiar și 100. Eu știu că au cerut 100%. Chiar și 100. Dar eu nu cred că ei vor majorarea asta să le are de mâine. Eu vă spun încă ceva. Credeți-mă. Nu există un dialog. N-a venit nimeni să discute cu oamenii. Acolo sunt mai multe doleanțe pe care ei le au. V-am spus, legat de legea pensiilor, legat de taxa asta de 2%, legat de creșterea salariilor, de vouchere de vacanță. Eu vă spun sincer, mie unul, dacă aș fi ministrul energiei, aș veni la CEO și le-aș spune așa, oameni buni, nu vă pot da voucher de vacanță, dar pot să fac altceva. Pot să le desfințez, pot să mă duc o propunere, să nu le mai ia nimeni. Pentru că oricum, sunt, din punctul meu de vedere, sunt o soluție imorală. Nu pot să iau Mihaelei Horvat bani din taxe și impozite, să-i dau la bugetar să plece în vacanță. Nu există așa. Nu dai la toată lumea, ori nu mai dai. Nu există. Sau... Nu, eu cred că gândiți-vă la un lucru. Măsură bună. În condițiile în care n-ai bani pentru bolnavii de cancer, pentru bolnavii, pentru persoane cu dizabilități, o persoană cu dizabilități câștigă 345 de lei. Da? Atâta indemnizația. Și tu dai voucher de vacanță? De bune? Pe lângă majorările. Adică le dai unor bugetari să plece în concediu? Asta spun oamenii de la CEO acum. Eu plătesc taxe și impozite. Din taxele mele și impozitele. Dai bugetarului să plece. Vreau și eu. Mie de ce nu-mi dai? Exact. Da. Din punctul meu de vedere, ministrul trebuie să vină în primul rând să vadă realitatea, rezultate și rezultatele guvernărilor. Domnul Vâlceanu, din păcate, eu cred că nu-l interesează pe domnul ministru. Este evident minerului. Că nu-l interesează. Pentru că păcate, nu se comportă așa. Nu poți să... La o discuție atât de importantă, în care, până la urmă, repet, era vorba despre siguranța sistemului energetic național, să vii câteva minute, stai cu mâna în buzunar și să pleci. Și să pasezi problema unui secretar de stat. Da. Nu există. Dacă ministrul avea o minimă responsabilitate, începând chiar din weekend, venea la Gorj, discuta cu oamenii, nu apucau să intre o companie în... Absolut. Strategică. Și nu apucau să oprească lucruri toate carierele, da? Discuta cu cei de la Jilz. Și ele s-au închis treptat. Absolut. Da. Da? Discuta cu cei de la Jilz, vedeau care sunt doleanțele și veneau cu o propunere cu anumite soluții. Și atunci oamenii știau ce au de făcut. Așa. Deci, s-au dus la instanță. Spuneți totuși că ați făcut ceva, ați sesizat avocatul poporului, să sperăm că... Da, și la începutul sesiunii, așa cum am anunțat și astăzi în conferința de presă, voi relua inițiativa legislativă cu privire la încadrarea în condiții speciale a tuturor... Și vârsta de pensionare. Asta e. Da, să iasă la pensie mai devreme. Pentru că știți ce se întâmplă acum? Cei de la Craiova au condiții speciale, cei de la Turceni deosebite, și cei de la Rovinar n-au deloc. Este incredibil, dar asta se întâmplă acum. Ei, și ce să mai înțeleagă și angajații acum, serios. Nu, dar am avut inițiativa asta, am făcut amendamentul la noua legea pensiilor. Da, știu. O să reiau inițiativa acum pe actuala legea pensiilor și pe noua legea pensiilor care intră în vigoare din 2021 și la asta nu trebuie decât ca toți parlamentarii, de Gorj, de exemplu, să mergă să discute la grupurile lor parlamentare, domne, am avut situația asta, e o nevoie socială, oamenii au strigat, public, da, că au nevoie de modificarea asta. Haideți să rezolvăm o problemă. Domnul ministru Anton Antoni e și parlamentar. Da. Deci, există pârghii, da, pe care... Dacă s-ar vrea. Bineînțeles. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați venit mulțumesc la această emisiune. Tuturor numai bine, la revedere!